În urmă cu 3 săptămâni, în acest fel de la Oțesan, a fost nevoit să fugă din Valea Răturii. A fost nevoită să-și părăsească căminul, să-și părăsească prieteni și alături de familia ei a ajuns în România, în Valea de Lor. În Valea de Lor, unde a luat contact cu voluntarii noștri și unde în prezent este colega noastră, în Gara de Nord, și ajută și asistă mai departe refugiații romi. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să introduc pe Isaura Drima. Євген Басалеру мала, то мене і то мале сім'я. Ван Бучов і Заура Дріма, Камак і Фенав, то мене історія Кайсі Андер Україна. Ше май бійні не сапарі, коти сутріп і лімба румина, коти сама целяга май мутлумі. Ше сам теплати на Україна ні ману штії. Ше не ж ні ману сагандік вода, та ша сам теплак. Ну, înțelegem că viața noastră niciodată n-a și așa cum era înainte. Noi ne-am lăsat atâta familie, atâta viața noastră, atât noi, deși am trez și noi ne-am câștigat, noi tot am lăsat și am venit în România. Și eu tare vă mulțumesc că voi pe noi ne-ați primit cu așa cald de inimă și ne-ați dat nouă ajutor. Și în prima rând vreau să mulțumesc la platforma RSL, că eu lucrez cu voi și am mai departe voie să ajut la refugiați care au venit în București, în România. Mă rog la Dumnezeu în tătă seara că sunt multă, eu sunt tăt războiistă. Și măcar să ne văd frații mei care vreau aseară acolo în Ucraina, să le văd și să le-am cuprind, că tare, tare le-am dorit. Eu nu mă vreau nici de casă, nică, eu înțeleg că viața mea niciodată n-a și așa cum era înainte. Mă gândeam de vas, te e vol să ră lumea, zdravă nu ai bahtălu. Acean de vas să rămau. Nu sunt singuri. Și că frați și surori rom sunt peste tot. În România existăm toți, ați văzut oameni și să ne mobilizăm. Și aș vrea încă o dată să urci pe scenă și să urci alături de frații și de surorile tale și de voluntarii noștri din gara și vă rog, fără emoții, să vă știți. Aș vrea să vă vadă pe lumea, să vadă pe cei care și-au dedicat. Am dedicat timpul mai și noapte și s-au asigurat că frații și surorile din Ucraina beneficiază de acest tratament. Și invităm cu scris cu de la partida românilor la discuțiile de la aceștia e echipa SWAT. Putem la partida romilor, Lucian Cerocan. Bună ziua, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit cu toți aici. Știți că ultima perioadă n-a fost atât de ușoară, după cum ați văzut. Chiar și eu am emoții și pare că sunt destul de fioros, dar în fața ce se întâmplă, de cât pot să închin, mă închin în fața voastră, încă o dată. Izaura a dat dovadă de imediat cum am cunoscut-o, a spus vreau să mă arăt în echipei voastre, vreau să ajung și eu și să facem trecerea asta mai ușoară către viață normală. Nu știu sigur în momentul ăsta dacă ei vor putea să aibă viață normală cum au avut în Ucraina, dar vreau să ne asigurăm cu toții că o să se simtă bine în România. Vă mulțumesc încă o dată și... Vă mulțumim pentru efortul depus. Știu că în continuare o să fiți acolo. De dreptul meu del Bact, bulgari și angli, romani.
să ne ținem în continuare de agenda și, cu permisiunea dumneavoastră, conform agendei, următoarea acolo, ca să am invitat, este directorul al biroului de inițiativă pentru rom. Însă, aș dori pe lângă această titulatură să vă amintesc că următoarea persoană este fratele nostru, este unul din activiștii care lucrează în slujba romilor și nu doar în România, ci la nivel transnațional. Și este o plăcere și o mândrie pentru noi să introducem azi, pe această scenă, pe Jelica Iovanović. Thank you, Alin. Can you hear me in the headphones? You can hear the translation, right? Okay. Bacalo amaro di vero, vale? There are many good things that have been said, but I actually want just to talk about 8th of April. It was 51 years ago when Roma leaders from different parts of the world came to London. They said, this is our flag. They said, we are Roma, we are not Tsigan. They said, our language is Romanesque. And they didn't come in the times like we are here today. These were more difficult times. In 71, it was only 16 years after the war, the Second World War. There was a big conflict between Russians and Americans. It was a Cold War. And then Roma came together from different parts of the world, pro-American world and pro-Russian world. And they came to London. And they showed the courage to say, we are Roma. We are above the war. We are bigger than the war. We are bigger than the conflict. So they showed courage, like our volunteers showed courage today.